Bună tuturor, bine v-am regăsit la un alt clip. Astăzi vreau să vă prezint un clip despre ojele mâlii, după cum se vede și din titlu. În urmă cu vreo 3 săptămâni am postat eu o poză cu această manicură. După cum se vede, sunt crescute, nu mai arată tocmai cum ar arăta, dar am vrut să testez aceste oje, eu le-am primit spre testare. Așa că m-am dus la manicură, la nășica mea, mi-a dat jos tot ce am avut, mi-a aplicat această ojă semipermanentă, le-am testat și am zis să vedem rezistența, că asta mă interesează pe mine ca client în primul rând, să vedem cum rezistă. În aceste 3 săptămâni țin să menționez că am fost și la mare, am băgat și unghiile nisip să văd cum reacționează, am spălat și vase. Și un lucru foarte important ar fi că pe mine oja semipermanentă mai mult de o săptămână până acum, indiferent de la ce brand era sau de cine era aplicată, nu rezista. După cum se vede, cam așa arată oja după 3 săptămâni, sunt unghiile mele naturale și să vă arăt puțin ce am folosit. În primul rând, am acest base coat care se aplică înainte, este ca o bază. O să vă las link în descriere pentru fiecare în parte. Așa arată. Ele, în general, ca viscozitate, nu au o viscozitate aparte, adică ele sunt foarte lichide, ceea ce poate ar deranja persoana care le aplică, manicurista, de exemplu, ar deranja. Este un lucru bun pentru că ele se aplică foarte ușor, dar în același timp trebuie băgate super repede în lampă pentru că tinde să curgă pe margini și atunci dă puțin de lucru. Dar așa, ca aplicare, ele pot fi aplicate super ușor. Asta ar fi baza. Și ca culori, am postat și un clip. Când am primit comanda prin fan curier, a ajuns foarte repede. Astăzi am plasat comanda, a doua zi a și ajuns. Din acest punct de vedere, sunt foarte prompți. Am avut 3 oje, una s-a spart. Am postat și acel clip, o să vă las în descriere pe pagina mea de Facebook. Cu acel clip să vă arăt ce nuanță drăguță a fost și aceea, da, s-a spart. Și am ales aceasta, Stelar. Acestea două sunt, aceste două unghii le-am făcut cu nuanța Stelar și o nuanță mai cu minte, să spun așa, Calming Pink, sunt restul unghiilor. De ce am ales? Am ales una mai închisă, că de obicei cele închise sunt mai pigmentate, și una mai deschisă, să vedem că sunt mai greu de aplicat, așa mi-a spus nășica mea. Sunt la fel ca top coat-ul și base coat-ul lichide. Asta e un singur lucru, trebuie aplicată ambele în două straturi, deși așa scrie, un pic mai mult pigment dacă aveau să aplicăm doar un strat, era și mai bine, cel puțin la acesta, dar ele sunt destul. Nu mai au acel luciu, nu le-am dat, nu am avut grijă de ele, să zic eu că rezistă, nu știu cât, m-am comportat la fel ca și cu orice altă manicură. După cum v-am spus, am putut spăla și vase, mi-am continuat lucru ca de obicei, chiar la un moment dat mi-am prins mâna la mașină, degetele la mașină. Și după cum se vede, nu s-au stricat, sunt ok. Și aceste două nuanțe sunt. O să vă las link în descriere cu site-ul și cu fiecare produs în parte, poate sunteți interesate. Și să vă arăt puțin, o să desfac, să vă arăt puțin textura. După cum vedeți, ele sunt destul de lichide. Ăsta e singurul lucru care, pe lângă pigment, care ar fi un mic minus, dar poate fi și un plus, pentru că ajută aplicarea, însă trebuie băgate foarte repede în lampă pentru a se usca. Și top coat-ul, să vă arăt și la acesta textura. Acesta este puțin mai viscos, este mai ok. Și sigilează foarte bine într-un singur strat. Și încă un lucru foarte bun este că după aplicare nu se lipește, nu mai trebuie șters.
și atunci efectiv trebuie aplicat direct și următoarea nuanță și nu mai economisești timp că nu mai trebuie, trebuie șters. Acestea ar fi. Am în descriere și un cod de reducere, Yasmina 15, și o să primiți și puncte de fidelitate și așa mai departe. Toate detaliile le veți avea în bara de descriere. În concluzie, eu recomand din suflet aceste oje. Pentru mine au fost super bune. Eu ca client nu mă interesează detalii gen că sunt mai lichide și nu sunt destul de scoase, că trebuie să aplic două straturi, că nu le aplic eu. Asta ar fi singurul lucru care mi le-a spus cea care mi-a aplicat. Na, și ca mea v-am spus, ea se ocupă de unghiuțele mele, dar ca rezistență rezistă impecabil și eu spun că merită, chiar merită încercate și chiar am vrut să filmez în momentul în care mi-a aplicat, dar eu îmi imaginam că dacă merg singură, eu pot să și filmez. Nu am putut acest lucru deoarece o mână era în lampă, una lucra la ea și așa mai departe. Așa arată unghiile, aveți și pe pagina de Facebook poză cum arătau ele imediat după aplicare. Am deja 3 săptămâni, cu siguranță o să mă mai ține, dar săptămâna următoare, adică zilele următoare, vreau să îmi schimb nuanța de pe unghiuțe, așa că am filmat acum pentru că asta am vrut să văd rezistența. Din punct de vedere real, rezistenței sunt impecabile. Pa, pa!